pământ și apă, aer și foc. Din măruntaiele pământului, achicenii iau un pumn de lavă. Din linul apei, din tumultul și întinderea ei, achicenie ia o lacrimă. Îl oprește din vârtej pe bătrânul zeu Eol și-și umple cămările sufletului cu aer curat. Răsăritul și la apusul soarelui, achicenie stă cu privirea și brațele deschise, trăgând razele ca pe niște funii cu care își înfășoară trupul. Adună pământ și apă și aer și foc într-o covată și frământă și, ca aluatul să dospească, îi pune cu dărnicie suflet încins. Și când aluatul e gata, își poartă mâna peste covată, închinând, și face semnul crucii pe aluat, apăsând cu dreapta, cum făcea mama, să fie pâinea binecuvântată. Luceferii și altarele lui achicenie au, firesc, culorile pământului, apei, aerului, focului și harul aluatului plămădit cu credință. Portretele pictate, achicenie caută spiritualitatea, iubirea, tandrețea și poezia fiecărui om. Peisajele sunt pentru el portrete individualizate ale naturii, ale locului și momentului respectiv, cu puterea lor de sugestie și caracterul lor specific poetic sau dramatic. Pulsează odată cu societatea contemporană, în halucinantul prezent civilizat, cu ochii iubirii și poeziei, niciodată pierdute de-a lungul vremii. Fascinează muzica, îl fascinează poezia. S-a născut în Havârna, lângă Botoșani, și Eminescu îl cuprinde.
tema ideii infinitului luciferic, generatoare de puritate și libertate, cristalizate în ritm și dans, îi definesc fresca din Botoșani. Se știe că artistul este chiar opera lui. Pentru a-i fi înțeleasă mai bine creația, sunt necesare și câteva fapte care să-i reliefeze dimensiunile. Ni se pare firesc ca să știi că Petre Achițenie este în pictură unul dintre cei mai mari monumentaliști ai istoriei neamului. Se adaugă pioșenia și măreția credinței ortodoxe în zămislirea miilor de chipuri dumnezeiești din peste 60 de biserici pe cuprinsul României și Basarabiei. Este truditorul a sute de tablouri răspândite în aproape 30 de țări ale lumii, culminând cu alte mii de metri de picturi murale în palate din Orientul apropiat. Om al veacului 20, Petre Achițenie este, suntem convinși, om al mileniului 3.